Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Medicii au protestat astăzi în fața Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea. Aceștia sunt nemulțumiți de sumele alocate pentru activitatea din 2024. Avem un motiv de protest împotriva celor care doresc să ne scadă veniturile în medicina de familie și de asemenea în medicina de ambulatoriu. Deci, practic, vrem să oprim abuzurile care ni se adresează fără voie și să ne împotrivim scăderii bugetului cu 30% la medicina de familie, poate chiar mai mult, la 38%. Să avertizăm asupra faptului că vom închide cabinetele de la 1 februarie dacă nu se vor rezolva revenirile la măcar la punctajul care ne-a fost acordat în iulie 2023. Practic, noi suntem în imposibilitatea de a mai ține și a administra cabinetele, mai ales medicii care sunt cu pacienți puțini, adică vorbim de pacienți 1000-1500 de pacienți, la care bugetul nu le va mai permite să țină asistentele, să aibă tot cursul desfășurării normale a activității medicale. Noi suntem un grup de 98 de medici, o parte din ei sunt la cabinete, chiar și eu am fost, eu sunt medic la 23 de kilometri, la 40 de kilometri, sunt medic de 23 de ani la Dumitrești și dimineața m-am trezit cu 2 ore mai devreme ca să-mi văd pacienții până la data în care pot să fiu aici, ca să-mi onorez consultațiile. Am consultații programate 28 pe zi, pentru că am 4.000 de pacienți și pe care nu vreau să-i dezamăgesc și chiar și pentru ei am venit aici să mă lupt, pentru că așa este normal și asta este menirea noastră jurată prin jurământ. Mă bucur că pot să vorbesc în numele medicilor din ambulatoriu și vreau să menționez prima dată că sunt foarte, foarte încântat de faptul că după foarte mult timp suntem împreună cu medicii de familie. Eu sunt reprezentant al ambulatoriului de specialitate pentru pacienți și pentru dumneavoastră ambulatoriu este reprezentat practic de policlinici și de acele cabinete individuale ale medicilor specialiști. Vorbim de psihiatri, eu sunt medic psihiatru, sunt Marcel Șarpe, vorbim de psihiatri, de cardiologi, de interniști și dermatologi și așa mai departe. Sunt în jur de 9.000 de medici de familie din ce știu eu și în jur de 7.000 de medici specialiști, care medici specialiști acoperă în jur de 20.000 de norme. Motivul pentru care suntem aici, în primul rând vreau să specific faptul că acești bani care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate nu sunt bani care vin către doctorul Șarpe Marcel. Sunt bani care vin către cabinetul doctorului Șarpe Marcel. Cabinetul doctorului Șarpe Marcel înseamnă că are niște cheltuieli și din aceste cheltuieli trebuie, din aceste venituri care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, în mare parte, pentru că mai sunt, să zicem, 10% și alte venituri, noi trebuie să asigurăm buna desfășurare a lucrurilor la aceste cabinete. Asta înseamnă plata asistenților, plata registratorilor, plata întreținerii, plata femeilor de servici, plata taxelor și impozitelor care au crescut acum de la 1 ianuarie. Suntem singura categorie care, în condițiile în care toate lucrurile se scumpesc, la noi veniturile s-au redus și la medicii specialiști s-au redus undeva cam cu 30%. Practic, ca să înțelegeți mai simplu, noi trăim în funcție de cât muncim și în funcție de valoarea acestui punct. Obținem un număr de puncte care se înmulțește cu valoarea acestui punct. Da? Valoarea punctului în acest moment este la nivelul trimestrului 4 din 2019. Deci noi, practic, dacă acest lucru se va întâmpla, pentru că pentru moment vorbim de o propunere care este în transparență decizională, urmează să se discute, mâine vor fi negocieri la București, eu sunt și reprezentant al Asociației Profesionale a Medicilor din Ambulatoriu și mâine voi participa pe Zoom ca și reprezentant al acestei asociații împreună cu colegii mei la aceste negocieri cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și dacă de la 1 februarie se va pune în aplicare această scădere a punctului, practic putem să spunem că muncim cu bani
la nivelul anului 2019, dar trăim și cheltuim cu prețurile și taxele de la nivelul anului 2024. Nu știu cine ar putea să facă acest lucru. Căminul cultural din Bordește a fost reabilitat și modernizat. Este vorba despre un proiect derulat prin Compania Națională de Investiții. Președintele Cătălin Toma a fost prezent la inaugurare. Cămin casă, acasă la Bordești. Vreau să vă simțiți în continuare și să știți că din partea Consiliului de Țean Vrancea aveți tot sprijinul în ceea ce privește fondurile. Faptul că ați avut încredere în domnia sa și l-ați susținut în anul în care a ajuns primarul dumneavoastră, iată că apar fapte. Și până la urmă urmei, primarul arată ce poate prin faptele pe care le face. Una dintre ele este astăzi de aici. Suntem așadar astăzi invitați să pășim pragul unei clădiri care a primit practic o nouă viață, odată cu noua înfățișare. Am făcut o cerere către CNI, în cadrul Ministerului Dezvoltării, pentru refacerea acestei clădiri, care era într-o stare în care nu se mai puteau desfășura activități culturale. Din ce știu și știu bine, avem pe Anghia Salini, prin Programul Național de Investiții, avem modernizare de drumuri de interes local. În valoare de 2 milioane de euro, 10 milioane de lei. 10 milioane de lei. Asta înseamnă că vom avea și asfalt, dar astăzi să ne bucurăm de această clădire, care cu siguranță vă va aduce și ne va aduce respect și păstrarea identității. Mergem înainte. Felicitări, domnule primar. Doamne ajută tuturor. Din 15 ianuarie a început a doua ediție a programului de titluri de stat tezaur din 2024. Acestea au dobânzi anuale atractive de 6,10% și respectiv 7%, cu scadențe de 1 și 3 ani. Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată. Românii care doresc să-și investească economiile în titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor pot consulta ghidul investitorului. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 15 ianuarie 2024 și 8 februarie 2024 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual, pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a trezoreriei statului selectată, subscriere titluri de stat tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, accesați ghid tezaur online și tezaur online. Între 5 februarie 2024 de la sediul unităților trezoreriei statului. Între 15 ianuarie 2024 și 8 februarie 2024 în mediul urban, 15 ianuarie 2024 7 februarie 2024 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Datorie Publică și poștaromână.ro, după cum se arată într-o informare a Administrației Finanțelor Publice Vrancea. De la 1 ianuarie 2024 a crescut valoarea tichetelor de masă pentru donatorii de sânge. Pentru o simplă donare, românii primesc 7 bonuri de masă, care în prezent au o valoare de 280 de lei.
Mai presus de orice, donarea de sânge înseamnă însă un gest de umanitate. De la 1 ianuarie 2024, valoarea unui tichet de masă a crescut considerabil pentru donatorii de sânge, de la 9,75 de lei, cât a fost până în 2023, la 40 de lei, astfel că pentru cele 7 bonuri primite la donare, un român beneficiază de 280 de lei. Acest lucru ar putea crește numărul persoanelor care vin să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea. La nivelul CTS Vrancea, numărul donatorilor interesați de a dona sânge a crescut de când s-au majorat beneficiile donatorului de sânge, și anume cardul cu valoare de 67 de lei a ajuns la 280. Momentan, stocul de sânge la nivelul centrului nostru este excedentar pe grupele 0 și A și optim pentru grupele B și AB și restul grupelor cu RH negativ. Comparativ cu luna decembrie a anului 2023, numărul donatorilor interesați a crescut de 2-3 ori. Media zilnică prezentați la nivelul centrului și cu donare efectuată a fost de 50 de donatori pe zi. Pentru săptămâna viitoare, datorită faptului că ajungem la o depozitare maximă a produselor de sânge, vor avea prioritate la nivelul centrului nostru doar donatorii care au donat în urmă cu 2-3 ani. Oricărui donator care se prezintă la centrul de transfuzie se face un set de analize și dacă trece de aceste două teste, ajunge în sala de recoltare. Sângele preluat este din nou analizat și dacă totul este în regulă, este transformat în 2 sau 3 produse. Acestea sunt stocate în banca de sânge, respectiv niște congelatoare în care sunt păstrate recipientele până ajung la cei bolnavi în spitale. Cei care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct și accident vascular cerebral. Donarea de sânge crește imunitatea și rezistența la traumatisme, dar mai presus de toate este un gest de umanitate. Vrancea este unul dintre județele pilot în care persoanele care își agresează membrii familiei se pot alege cu brățară electronică. Comisarul șef Remus Nica, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea, spune că acest sistem este foarte eficient. În cazul în care agresorul s-a apropiat din nou de victimă, poliția este avertizată direct și cea mai apropiată patrulă merge la fața locului. Suntem în primele 4 județe, 3 județe și capitala, ca și județe pilot privind monitorizarea electronică, adică din octombrie 2022, de acum un an și câteva luni. Noi, județul Vrancea, montează inclusiv dispozitive de monitorizare electronică agresorilor. Adică victimele, dacă solicită ajutor din partea poliției, sunt niște formalități, se completează un formular de evaluare a riscului, rezultă risc iminent și agresorul poate fi inclusiv dat afară din casă. Dar sunt foarte multe situații în care victimele refuză și emiterea ordinului de protecție, mai mult decât atât, polițistul poate să emită un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, care urmează să fie confirmat sau infirmat de către instanța de judecată. Dar sunt foarte multe situații și... Chiar sunt multe situații? Da, sunt multe situații în care mergem la intervenție și victima efectiv refuză și emiterea ordinului de protecție și cu atât mai mult monitorizarea electronică. Deci, stimați telespectatori, victima a dat telefon la poliție, oamenii se deplasează și când ajung acolo nu mai pot să facă, pentru că între timp... Și pe această cale chiar fac un apel la victimelor să nu mai rămână în starea asta de victimă și să ne științeze și să meargă până la capăt, pentru că... Probabil că doar vrea să-l sperie pe agresor. Am văzut multe situații în care, să spun că am intervenit și după ce am intervenit, noi, chiar dacă nu s-a emis ordinul de protecție sau chiar dacă nu s-a montat acea brățară, agresorul sau, victima nu a mai avut probleme cu agresorul. De obicei se repetă și se repetă și se repetă și se ajunge la tragedii. Da, pentru că e greu să rupi o căsnicie, de exemplu, pentru o palmă, nu? Deși... În schimb, sistemul acesta de monitorizare electronică este foarte eficient. Da, e eficient, dar aveți deja rezultate? Da, acolo unde au fost montate
sisteme de supraveghere, nu am mai avut probleme, în sensul că dacă suntem avertizați, imediat cea mai apropiată patrulă de poliție, jandarmerie, poliție locală intervine, adică avem un sistem creat astfel încât să intervină cel polițistul, jandarmul sau polițistul local care este cel mai apropiat de eveniment. Mai mult decât atât, avem un dispozitiv în dispeceratele poliției de monitorizare a flotei și eu știu în timp real care unde flota? Este patrula, flota noastră. A, credeam că flota aia de la Constanța. Nu, flota de la Constanța, nu monitorizăm noi. Care nu mai e, da. Garda da. De coastă, probabil, se ocupă. Așa. Și știm în timp real unde se află fiecare patrulă de poliție și știm știți să... Știți? Da. Ce interesant! Da, știți? Da, este foarte interesant acest chiar sistem. Este. Pentru că avem o hartă și pe acea hartă vedem exact ce colegii noștri da? Unde sunt, și unde ce patrulează, fac? Ce fac și îi dirijăm acolo unde trebuie. Avem nevoie în cel mai scurt timp. Iubitorii de animale sunt așteptați pe 20 și 21 ianuarie la padocul Golești, la primul târg de adopții din acest an. Puteți lua acasă un prieten fidel care nu dorește altceva decât căldura și dragostea unei familii. Locuitorii municipiului Focșani care îndrăgesc animalele au posibilitatea de a oferi o nouă șansă pentru un câine de la adăpostul public de animale din Golești al Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Focșani. În perioada 20-21 ianuarie 2024, între orele 9:30 și 13, va fi organizat primul târg de adopții din acest an la adăpostul de animale de la Golești, unde toți cei interesați sunt așteptați să adopte un prieten necuvântător. Toți câinii propuși pentru adopție sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați, microcipați. Iubitorii de animale și persoanele interesate vor avea asupra lor următoarele documente în vederea completării documentelor de adopție, respectiv carte de identitate, actul de proprietate, original sau copie, fluturașul de salariu sau cuponul de pensie. Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0728 969 524, după cum se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. Cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade, iar cele maxime între 9 și 11 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!